Bun găsit! Amendamentul propus de senatorul PSD Șerban Nicolae spune în acest moment că nicio persoană nu poate dezvălui informații din dosare penale. Dacă face acest lucru, riscă închisoare de la 6 luni la 3 ani. Iar dacă este vorba despre magistrați, atunci închisoarea este de la 2 la 5 ani. Senatorul susține că nu ar fi vorba și despre presă, dar din articol rezultă foarte clar că nimeni nu ar avea voie să dezvăluie astfel de informații, nici sursa inițială, dar nici jurnalistul care publică informațiile. Legea a trecut tacit de Senat, cu alte cuvinte, a trecut pe sumână, am putea spune, la Camera Deputaților, unde a venit, iată, și punctul de vedere al Guvernului, care este unul favorabil și este o informație foarte importantă, pentru că Guvernul are în Parlament majoritatea necesară pentru a trece o astfel de lege. Iar dacă Executivul a trimis un punct de vedere favorabil, înseamnă că propunerea senatorului PSD este agreată și de majoritatea parlamentară care susține Executivul.